Eu voi decora toate camerele! Ce sarcină grea! Da, am un braț de 2 metri! Mircea, tu însă doar te bucuri! Eu voi decora un braț de 3 metri! Eu astăzi voi fi electrician! Voi instala luminițe! Eu calandare cu dulciuri! Deci mergem să ne aprovizionăm fiecare cu ceea ce e picat! Pentru a fi puse sub rod. Cu ce să încep? Tablouri cu luminițe? Nu cred. Într-adevăr. Voi lua din cele mai mari globuri și cele mai frumoase. Am nevoie de luminițe care să reziste la temperii și la ploi și la vânt și la soare. Ce să-i turnăm lui Moș Crăciun laptele? Între aceasta sau aici? Sau poate chiar aceasta? Stea frumoasă pentru brad, dar mai caut! Vai, flori de Crăciun! Și cât de multe sunt! Cât de fain ar fi să pun breloguri pe brad, cu poplit sau înghețată. Cât de frumos ar arăta un felinar, cât de mic sub bradul nostru. Ce decorațiuni pentru brad. Ce culoare să punem în acest an pe brod? Și globul trebuie să avem pentru produsul meu. Cred aceasta este decorațiunea de bază. Fără de ea eu nu voi ieși de magazin. Voi decora fiecare cameră cu luminițe de care nu am mai văzut până acum. Globuri din cutia? Vai, ce idee frumoasă! Casa trebuie să fie luminată și pe timp de noapte cu laser pe ceva pe fel. Fugi! Și trebuie să iau și o stea pentru bradul nostru. Dar și o fustă? Vă ce? Oare nu știați că bradul are și o fustă? Câte idei de iluminare afară e timp de sărbători de Crăciun. Vai, polici pentru brăduți! Și murgelușe! Vai, cât de multe! Așa, bradul meu trebuie să aibă 2 metri. Să caut! Acesta? Mai mic? Un pic mai mare? De care brad să iau? Verde! Sau alb cu verde, adică un brad cu zăpadă. Ca să decorăm casa, trebuie să avem și lingerie frumoasă. Și așa, fătură și pierni. Sau unul natural? Wow, și zăpadă artificială! Balustradele trebuie să fie frumoase, decorate! Vai, câte globuri cu elemente tradiționale! Ce frumoase sunt! Eu lua dulci pentru toți! Wow, ce globuri interesante! Cu zăpadă, brad și cerb! Vai, ce globuri pentru brad!
Vai, ce fain ar sta un cloș Crăciun sub braț! Și cânuri adevărate! Vai, câtă panglică! Cât frunze și iarbă! Wow! Și câte multe! Wow, și mărgele cât duce trenul! Vai, pentru decorul camerelor și pernuții cu tematică! Cu fulgi! Cu om de zăpadă! Și cu moș Crăciun! Da, greu să mă hotărăsc. Acesta este vrădul meu și puțin am exagerat. Nu are 3 metri, doar are peste 3 metri. Și ce greu e! De regulă când vin sărbătorile de iarnă, noi decorăm camerele noastre doar cu luminițe și simțim feieria sărbătorilor de Crăciun doar pe timpul nopții. Dar eu m-am gândit altceva. Să se vadă și pe timp de zi că a venit Crăciunul la noi. De aceea am procurat pentru paturile noastre așa pilote și cearșafuri cu moș Crăciun, să se vadă de la distanță. Eu mi-am luat un braț de 2 metri, mai mare decât mine, chiar și decât tati. Ei, câți dintre voi mi-ați reproșat că eu chipuri n-am pus corect pălăria mea de elf în prima parte a acestui challenge? Bine, v-am ascultat. Așa să fie. Și acum să trecem la treabă. Bratul îl voi instala aici. Doar oare 3 metri și ceva va încăpea? Nu am măsurat. Eu am comandat un brad cu zăpadă artificială. Dar oare la magazin nu s-au încurcat? Oare nu mi-au dat altul? Oh! Are pelicula pe el și nu se observă. Sunt foarte nerăbdătoare să văd. Oare este adevărat? Este verde! Nu are zăpadă! Dar trebuie să văd! Poate are mai sus! Nu are! Ce mă fac? Camera băieților va fi plină de cadouri, iar moș Crăciun va dansa în jurul bradului. Am scos bradul din plase și ce să credeți? S-au greșit sau nu cei de la magazin? Desigur că nu! Bradul nostru a venit cu zăpadă artificială! Acum urmează doar să-l montez și să văd dacă încape și nu se atinge cu vârful de pod. Opa, cam ești mic. Ah, dar stai, mai este o bucată jos. Aici nu știu cum băga tati. Aici sunt picioarele și cheița. Hai să încercăm. Gata, am găsit cum. Și la fiecare băiat din familia Melinei îi va reveni câte un brad, mai puțin lui tati. Important să nu le încurce acele și cadourile atunci când dorm pe pierne. Dar totuși cred că cei de la magazin s-au încurcat. La un brad de 3 metri, așa suport, ține bradul. Mie mi se pare prea slab. Dar nu știu dacă cade. Așa. Și ce greu este. Se mișcă tare. Hei, știți ce pățește cel care este zgârcit? Iată eu am uitat să cumpăr becuri pentru gârduțul cel de afară. Am cumpărat altele foarte faine, dar acolo am uitat și mă gândeam să-l iau pe cele vechi. Dar unii dintre ele au apă înăuntru și nu știu dacă va mai funcționa vreodată. Iar eu vreau să câștig challenge-ul ăsta. Am o idee. Trebuie să mă duc și să verific. Le pun bag în priză. Unde e captul? Acolo. Până ajunge zăpada la noi afară, avem zăpadă aici pe pat. Important, băieții, să nu înghețe la picioare.
Cochiu, cumva am reușit! Aici ar trebui să fie trecerea aceea! 10 years later! Așa, mai departe? Să punem a doua creangă. Cred că aceasta este... Și aceasta este la fel de grea. Așa... Încet... Și apăsăm tare așa. Acum trebuie să desfacem creangile. Dar mai sus cum să ajung? Să-mi iau o scară sau ceva? Dar unde era gaura aceea? Aici este! Și cea de-a doua bucată, care este foarte grea. Aici? Gata, am terminat. Acum trebuie să desfac și să pun globurile. Sunt încălcite rău. Mi-am adus o scară și sper să ajung să pun și ultima parte. Mie mi-este cam frică de înălțime, dar așa, încet și să punem. Unde-i gaura aceea? Și gata. Ba nu-i gata, trebuie să o mai apăs. Așa este mai bine. Acum trebuie să desfac crengile. Așa. Și ramurile. Așa la fiecare parte. În barul meu știți câte prize am? Stați că nu le-am numărat nici eu. Vreo 15. Hai să le vedeți. Aici două, colo două, colo două, colo trei, colo două, colo una, colo două, colo trei. Știți ce înseamnă asta? Cum că mă laud? Căci am sursă de energie pentru foarte multe beculețe. Ia să vedem dacă funcționează. Pe cele pe care le... Salvat! Stop! Dar câteva becuri, totuși, au pierit. Am mai pregătit băieților o surpriză! Un tablou deosebit cu Moș Crăciun! Dar nu e unul simplu, ci are un farmec aparte! Vă arăt imediat! Și oare vă întrebați de ce nu am pus bradul chiar lângă fereastră? Pentru că vreau să avem loc să dansăm în jurul bradului! O idee bună, nu? Acum să trecem la treabă! Hop, hop, hop! Aici! Dar stați puțin! Nu am unde să-l pun! Nici un cui pe peretele băieților! Of, trebuie să mă descurc cumva! Dar nu pot să nu-l agăț! Un pic câte un pic se desface și este mai fain, așa, și așa cu fiecare rând. Oh, doar mașina lui tati! Nu am folosit-o niciodată! Nu știu cum mă pot descurca! Oh, ce mașinărie! Și trebuie și șurub! Asta e că sunt aici! Dar ce dimensiune! Sunt mai multe! Și gata, am găsit soluția! Voi pune aici în priză! Ca să văd cât cablu am, suficient sau nu. Și dau de-a lungul gardului ăsta, acolo și încolo. Ce e drept că tu ia un pic cândva încurca la beculețe. Dar am o soluție și pentru asta. Deja și scara este mică, pentru că nu ajung la vârful bradului. Trebuie să-mi iau alta mai mare. Mă duc repede să caut. Iată, este și soluția. Voi da jos tu, ia? Ori cu ăsta, ori cu ăsta. Și voi avea luminițe în grădină și în curte. Opa, dar pe bradul meu sunt și conuri. Oare sunt adevărate? Și la magazin nici n-am observat chestia asta.
Gata, bradul meu a fost instalat. Acum a rămas doar să-i mai pun și globurile. Stai puțin. Dacă cunurile sunt adevărate și bradul este unul natural, nu cred. Eu voi... Stop! Cât pe ce să uit? Inițial trebuie să instalăm luminițele. Chiar acum plec după ele. O bag acolo. Așa. Mai să cad în piscină. Stai că nu știu. Este acolo apă sau nu? Ce e acolo de sub? Sau e goală? Să ridicăm copertina. Copertina e udă. Stai că este apă. Și apa e caldă. Caldă. După ce pun becurile, fac și o băiță. Da. Am desfăcut luminițele și am observat că am 100 de metri de ghirlandă și cu 1000 de leduri. Și acum să încep să mă învârt cu ele în jurul bradului. Anul nu încă nu a sosit, dar eu dansez în jurul bradului. Mai de fapt, pun luminițele. Am conectat becurile să lumineze ca să văd mai bine unde și ce pun, pentru că dacă nu, ele sunt atât de finuțe și drăguțe și nu se observă unde am pus și unde nu am pus. De aceea le-am aprins. Așa. Acum ne întoarcem. Ții minte că anul trecut așa făcea tati și mami? Grea provocare mi-a mai picat! Oare cum se descurcă băieții? Bradul meu este unul mobil, pentru că n-are nevoie de priză și va lumina oriunde, pentru că are baterie solară. Așa, luminițele noastre sunt instalate! Oare vă place? Dacă da, vă rog frumos să votați pentru mine! Ei, ce idee mi-a venit chiar acum! Ca să nu distrug tuia, să o transform în brăduț și voi avea afară nu unul, nu doi, ci peste 40 de brazi înalți ca bradul și luminoși ca cerul înstelat pe timp de noapte. Acum a ajuns momentul să punem globurile. Eu am ales din cele mai mari. Tu anul acesta ce fel de globuri pui? Mici, mari, colorate? Nu știu ce a ales Melissa. Argintii sau auriu? Eu nu vreau să mă repet. Cum să aflu? Am cumpărat o cutie întreagă cu globuri foarte mari. Da, chiar acum să le instalez. Cu care să începem? Cu acestea? Da. Unde să-l punem? Eu zic aici. Și este primul glob instalat pe acest brad. Acum să le pun pe toate. Și acum să pregătim locul pentru cui. Așa. Stai că-mi reușește. Eu am ales la globuri culoare argintie. Dar tu, oare ce culoare vrei să alegi la globuri în acest an? Încă puțin efort și tabloul e pe loc. Așa, mai mult să-l bag în periete să nu se vadă. Perfect. Trebuie să pun două cuie în periete, dar eu am făcut doar o gaură. Trebuie cumva, dar nu vreau să fac mai multe găuri. Ce să fac? Iată, așa arată bradul meu cu globuri. Acum urmează să-i pun și mărgelele. Deci, nu voi da becurile prin spatele tuilor, dar voi înfășura împrejurul tuilor mele și vor fi foarte frumușele și salvate. Și eu să nu mă chinui cu
ferestreul. Uite ce m-am gândit eu! Așa o soluție, am pus o ață, am agățat de ambele cârlige și acum să testăm, să-l punem aici să vedem dacă se ține și se prinde. Așa, perfect! Uite cum stă bine! Dar stai puțin, uite ce are el! Un buton magic! Oh-oh, nu face nimic! E defect? Stai! Am uitat să pun bateriile! Uite aici! Imediat revin! Mărgele am luat la fel de multe! Doar că am luat și încă una și acum trebuie să le unim ca să ajungă pentru tot bradul. Apoi voi continua înconjurarea bradului cu mărgelușe. Așa. Bradul meu arată mai frumos decât în vitrină. După ce am pus bateriile, să mai testez odată. Merge de această dată. Este! Uite, felinarul lui Moș Crăciun luminează! Steluța de pe brad! Și încă una! Iar lumânările pâlpâie! Ce frumos! Mie îmi place foarte mult! Apasă pe like dacă îți place și ție! Vai, ce bine îmi reușește! Mie îmi place! Dar tu cum îți decorezi bradul? Cu bezeală, cu mergele, cu globuri? Mulțumesc că mi-ați scris în comentarii! Eu aleg aurii! Mai ales că anul acesta am primit butonul de aur! Tu oare ce culoare vei pune la globuri în acest an pe brad? Unii nu iubesc când sunt foarte multe globuri pe brad, dar mie îmi place să fie plin! Dar ție, cum îți place? Să fie puține globuri sau multe? Ha! M-ați prins! Tocmai instalam ultimele decuri și hai să privim ce mi-a reușit. Uite aici, unde se vede bine, voi lăsa așa pe gard. Iar aici, vecurețele merg pe lângă tuie și noaptea vor lumina verde. Și cel mai important, mi-am ajuns din capul ăla până aici. De parcă au fost măsurate. Au fost măsurate în Criecova, în Cluj-Napoca și acum aici, în orașul nostru. Iar casa lui Moș Crăciun nu duc departe, aici, pe biroul lor. Și așa un cadou frumos? Am mai cumpărat și fundițe, dar și floricele pentru brad. Acestea se prind cu un clește mic, așa. Dar acestea au o sârmuliță. Să vedem cum ne descurcăm. Nu prea știu cum să fac cu cleștii, cred că se prind așa, de o creangă și da. Iar la final pun beteală, la fel aurie. Știu că lui mami nu-i place, dar mie îmi place la nebunie. Și de ce să pun? Și este foarte ușor. Mircea și-a instalat luminițe brăduț cu steluță, dar niciodată nu s-a gândit că va avea și luminițe la pat. Ea privește de care, cu căciulițe și fulgi de nea. Da. Mircea mereu când iese afară, uită să-și ia căciula. De aceea le-am pus intenționat aici, să-și amintească. Două lazere, multicolore, și cel mai important, cu baterii solare, le voi instala în gazonul nostru ca să lumineze fața casei. Cu diferiți fulgi și diferite punctișoare așa. Ia să vezi cum se aprind. Uite, îi fac întuneric și încă și se rotesc. Camera băieților deja este gata. Eu sunt sigură că îți place și ție. Merit premiul cel mare. Gata! Mi-a rămas doar să pun aceste vanglici și atât! Bradul meu deja este finisat!
Chiar acum apuc! Unul într-un capăt ca să lumineze partea stângă și celălalt partea dreaptă. Voi deja sunteți aici! Cât de rapizi! Uite, uite asta așa! Și soarele deja îi încarcă bateriile. Dar noi nu ne oprim la ele. Gata! Acum hai să apreciați bradul meu! Am văzut că Mircea pe ușă și-a pus așa o decorațiune. Dar vreau să le fac o surpriză când vor intra în baie și le voi lipi, uite așa, pe oglindă de această dată. Și cel mai important că are doar 3 puncte care se lipesc și e foarte ușor de scos atunci când e timpul. Iată, le voi pune aici, la colț. Wow, foarte bine arată! Mușulică, salut! Ultima și cea mai importantă decorațiune a bradului este steluța! Nu prea ajung!